Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la cină și pentru a le oferi, la masa de seară, o porție mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară a făcut drept, a făcut Școala Națională de Studii Politice și Administrative, dar activează de peste 25 de ani în industria ospitalității din România. Ne este oaspete la cină, somelierul Sergiu Nedelea. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Sunt foarte fericită că ai adus de la Chateau Valvis un vin premiat internațional cu aur. Păi să nu ne prindă, premiile. Să nu ne prindă omul care știe totul despre vin cu un vin slab pe masă, că prost n-am avut niciodată. Nu-ți face griji, Sergiu știe tot. Te știi cu Sergiu, nu? Păi da, pentru că suntem din același club. Practicăm, mă rog, el cu mai multă carte decât mine. Așadar, un vin de la Chateau Valvis pentru vinuri bune. Sergiu Nedelea este de altfel premiat în România pentru al cincilea an consecutiv somelierul anului și am văzut aceleași diplome și la tine acolo. Tu pe mâncare, el pe băutură. Le primim de la aceeași instituție. Felicitări, lasă, știu că ești modest, bravo, bravo. Ce-i pregătim de mâncare? O tocăniță de vițel. Vezi, carnea asta de-aia așa deschisă la culoare și rozalie pentru că e carne de vițel, de animal tânăr. Cu un pic de boia, cu niște ceapă, cu morcov, cu roșii, cu ardei capia, cu un pic de ardei iute. În oala sub presiune. Știu, măcar o bunică, o îngroaică, spunând, place la tine asta, am făcut-o la oala de minune. La oala de minune faci oala și tu seara asta, da? La oala de minune fac mâncarea din seara asta, adică o să fie foarte simplu. O minune de rețetă. Deci nu mai zic rețeta, că am zis-o. Doamnelor, domnilor, rețeta din seara asta, deși e o tocană, e tot o rețetă simplă, că până la urmă, din tocană a crescut nația asta și din ciorbă și din sarmale și din lucruri din astea care ne vin așa ușor și firesc de făcut. Tocană de vițel de data asta, am niște bucăți de ceafă și niște bucăți de pulpă amestecate și ele au fost gata tăiate așa la din magazin, adică cu ele nu mai am nicio altă treabă în afară de a le condimenta cu sare și cu piper. Apoi le pun în oală, exact în oala în care le voi găti până la capăt, în oala sub presiune, cu un pic de ulei, le rumenesc acolo pe toate părțile împreună cu niște ceapă tăiată julien și niște morcovi tăiați rondele și niște ardei capia tăiați rondele și ei și câteva rondele de ardei iute, că ar fi păcat să nu. Mai intră acolo sare, piper, boia, pătrunjel, astea sunt condimentele, două boabe de enibahar și două sau trei foi de dafin. Vin roze de data asta, un pic, să sfârie după ce s-a rumenit carnea. Adaug foarte puțină apă și pun capacul, setez timerul oalei sub presiune la 55 de minute și în intervalul ăsta tocana mea, o să vedeți, e aproape gătită. Iau capacul de pe oală, adaug roșiile din conservă și le las să mai fiarbă împreună cu carnea 15, poate 20 de minute pe foc potolit. Și cam asta e tot și la urmă mai bem și un pahar de vin să nu creadă tocana că a fost mâncată de un câine. Sergiu Nedelea este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Sărat, bun venit! Merge un pahar cu vin roșu la cină. De fapt, te-aș întreba altfel. Există cină perfectă fără un pahar cu vin? Cu siguranță nu. Vinul este prezent. Când vine mâncarea, trebuie să vină și vinul. Și dacă am spus că vine vinul, l-avem deja în pahar, mă gândeam că să-i dăm așa o primă definiție. Toată lumea știe că vinul pleacă de acolo din vie și considerăm un produs agricol. Dar vinul înseamnă, până la urmă, și aliment. Și astăzi o să ne bucurăm de el ca și aliment. Nu, Adi, ne pregătești eu acolo. Și în ultimul rând, vinul este un suport de cultură și de aceea mi-am permis să vă ofer așa o bucată de cultură în cartea mea. E un caiet al somelierului, ghid pentru pasionați și profesioniști. Eu vreau să recunosc public, m-am înscris la un curs de somelier și Sergiu Nedelea este profesorul meu, așa că voi lectura din scoarță în scoarță această carte. Mâncare și vin, practic profesia ta, nu? Cum se face asocierea? Nici n-am putea să, eu ca somelier nici n-aș putea să gândesc vinul decât în această
consonanță, așa să-i spun, vin-mâncare. De fapt, tributul ăsta pe care îl dăm vinului, îl dăm în momentul în care spunem enogastronomie, când alăturăm vinul de preparatele culinare. Și nu-s doar vorbe în vânt, te bucuri cu totul altfel când ai un vin în pahar și un preparat culinar pe măsură. Cu ce ar merge ăsta roșu? Păi, când spunem roșu, n-am văzut eu bine, cred că e un Cabernet Sauvignon acolo, exact. Nu? Așa, un Cabernet Sauvignon, și dacă e și de ăsta mai oltenesc, așa mai cu zvâca trecut în zona aia de, de trecerea Oltului, merită, nu-i așa, să fie așezat lângă un preparat din carne, dar să vedem ce carne. Aici e cheia. Deci, încătre o carne mai roșie. Când spui Cabernet, vorbești de regele vinilor roșii și atunci trebuie să dai regele, nu? Preparatul culinare. E carne roșie, dar nu e steak. Nu e steak, ok. Nu e steak, e carne de vită, mă rog, de vițel. Și o să fie o tocană. O tocană. Wow, sună bine. Și îmi place cum reputatul academician Grigore Moisil spunea cu mult timp înainte că orice om are dreptul la un pahar cu vin. Și după ce bea un pahar cu vin, devine alt om. Și acel alt om are și el dreptul la un pahar cu vin. Deci, uite, progresia academicianul nu putem știi să... Știi cum zicea reputatul și regretatul tata, nonu, bunicul, nevestemi? De fiecare dată când mănânci o bucată de carne, trebuie să bei și o gură de vin ca să nu creadă carnea că a mâncat-o un câine. Vă las un pic. Uite. Mulțumim, Adi. Te rog, ia loc. Acum că ne-am așezat, sper eu, confortabil, putem începe dialogul. Cum era locul natal în primii tăi ani de viață? Da. Eu sunt din Ploiești, de acolo, de la vestitul oraș, se spune, al aurului negru, dar pe vremuri el era vestit prin faptul că avea cele mai multe cârciumi, racherii și se lăuda și cu vreo două restaurante. Deci era locul de întâlnire a podgorenilor cu cei care veneau de la munte cu rachiurile, țuicile de văleni. E, orașul în sine probabil și-a pus într-un fel sau altul amprenta, nu chiar din copilărie, dar faptul că am copilărit într-un oraș care până la urmă a avut multă poveste și numai dacă ne amintim că deasupra tuturor trona într-un fel sau altul Caragiale, parcă face așa puțin sens. Nu știu exact primii ani, mi-aduc aminte cu oarecare nostalgie când am măsurat o damigeană cu vișinată și cred că a fost prima mea experiență bahică. Eu nu vreau să beau, vreau să o măsur cu un pahar, dar bineînțeles spuneam, ba prea mult, bea prea puțin. Cred că aveam vreo 4 ani, damigeana era mult prea mare pentru mine, avea 3 litri și bineînțeles că m-a răpus vișinata aceea la un moment dat. Asta a fost prima întâlnire cu alcoolul? Da, prima experiență. Da, bineînțeles că am speriat-o pe mama, a fost așa o tragedie. Sora care era mai mare a zis, bebe e bonlav, nu știa ce are bebe, dar bebe avea, mă rog, puțină vișinată în sânge, ca să zic. Da, a fost o experiență. Urmat școala, care, sincer, pentru mine mi s-a părut că a venit prea devreme. M-au dat de 6 ani la școală și... Da? Nu știu, parcă a fost așa prea repede, nu știu, m-au rupt din copilărie și mi s-a părut că m-au aruncat în vârtejul ăsta al școlii, ceea ce nici acum nu știu dacă a fost bine sau de rău, oricum timpul a trecut. Pe vremea aceea se făceau așa zisele practici agricole și fiind lângă Podgoria Dealul Mare, cel puțin în anii, mi-aduc aminte, chiar din clasa 8 am început, dar după aceea tot liceu ne duceau la cules de vie, la Valea Călugărească. Dar până la vin, hai să rămânem un pic la joaca preferată. La joaca preferată. Dacă aș scormoni așa puțin prin memorie, mi-aduc aminte, eram foarte pasionat de cărțile de istorie și cărțile de călătorie. Și era perioada aceea în care, bineînțeles, nu puteai să călătorești decât cu imaginația. Mi-au aminte că am avut o profesoară de geografie extraordinară și ne provoca să călătorim prin lume, punând, avea o colecție impresionantă de vederi pe care o agăța vederile pe harta lumii și ne teleporta acolo. Uite, am ajuns la Paris, am ajuns, știu eu, la Bruxelles. Era foarte frumos și m-am îndrăgostit de istorie și de cărțile care vorbeau de călătorii. Deci nu fotbal, tenis? Nu, eram foarte pasionat de istorie. N-am fost apropiat de științele astea mai exacte, iar pot să zic că, uite, acum am nevoie de ceva chimie când vorbesc despre vin, pentru că avem niște componente acolo care vrem, nu vrem, biochimice, trebuie explicitate. E și matematică în vin?
am putea spune că este. Până la urmă, a face vin, chiar dacă trebuie să diferențiem puțin aici, știi? A bea vin pare simplu, a degusta vin. A face vin înseamnă știință, ai nevoie inclusiv de matematică, adică sunt niște științe exacte care ordonează povestea în toată această ecuație a vinului, să-i spunem. Tatăl a fost cărciumar. Sămânța pasiunii pentru vin provine din copilărie. Da, el era ceea ce se numea pe vremea aceea șef de unitate. Adică avea, mă rog, erau niște trusturi care, mă rog, aveau restaurante și el a avut în gestiune mai multe restaurante. Pot să zic că am copilărit așa într-un fel sau altul sub teșghea, pentru că eram mici și n-aveau cu cine să ne lase. Mama era în partea dulce a lucrurilor. Mama a lucrat o perioadă foarte mare la cofetării și să fii copil și mama ta să lucreze la cofetărie era de wow. Și numai bun de invidiat. Exact. Era perioada mea, că aminte, când lumea descoperea profiterolul, azi aproape a dispărut și era o chestie. Era o mică cofetărie în Ploiești, lângă cinematograf, în zona centrală, și efectiv să stătea la coadă. Când ai început să lucrezi? Care a fost primul job plătit? Primul job plătit a fost la terminarea liceului, pentru că atunci volens nolens terminai școala, dacă nu l-ai la facultate, și eu n-am luat de la început, a trebuit să plec în armată. Da. Am ieșit din armată total, cum să spun eu, dezrădăcinat așa de viață, nu înțelegeam ce se întâmplă. Dar erau schimbări. Disciplina, da, era o formă de disciplinare, dar și de oarecare uniformizare. Aș minți să spun că nu mi-a prins bine și armata asta, m-a ordonat într-un fel sau altul. Și, bineînțeles, am mers în baza repartiției pe care o aveam de la liceu și vorba o taică mi-a zis, nu ți-a plăcut cartea, te duci la fiar. Mie îmi plăcuse cartea. Am dat prima dată la marină și, mă rog, fiind așa extraordinar de solid, că eram slăbus, rău de tot, slab, și nu m-au primit acolo și mi-au dat... Slab, cu atâtea prăjituri bune? Da, într-adevăr, că se mirau, țin minte, și profesorii mei că au avut la un moment dat, la chemat, zice, dar e foarte slăbuț, zice, la învățătură. Și nu, domne, e slab așa, nu-l vedeți? Și zice, da, ce să faci? Zice, da, seama, zice, eu sunt cărciumar, maică-sa la cofetărie, dar ce nu mănâncă, ce să-i facem? Asta eram eu așa mai sclifosit, cum s-ar zice. Revenind, după experiența cu marina, mi-a scris acolo pe o hârtie că am fost inapt pentru școlile și instituțiile militare, dar apt pentru armată. Și apt pentru o porție bună de mâncare. Wow. Mulțumim, Adi. Asta e tocanea mea de vițel cu broccoli și cu o porție mică de carbohidrați lângă. Poftă bună! Mulțumim, Adi! Te rog! Mâncare bună, vin bun și un dialog, sper eu, plăcut. Mi-am ales cu grijă meseria. Am rămas în punctul în care ne povesteai despre primul job. Ai fost ospătar ca să te întreții la facultate. La care dintre ele? Da, bine, inițial am avut o perioadă așa industrială, să o numesc, și între timp am reușit la drept și mi-am spus tatălui, mamei, vreau să fac și niște bani. De fapt, era perioada aia, eram crescusem și mi-era oarecum jenă să le tot cer bani așa pentru întreținere și m-am zis vreau să fiu ospătar. Am zis, da, nicio problemă. Eu fugisem de meseria asta, efectiv. Am zis, bă, a fost tata, nu, eu vreau altceva de la viață, dar cum să zice, frumoasă și bănoasă meserie. Și uite așa, hai să mă fac eu ospătar. Și nu m-am făcut ospătar, că m-au angajat oamenii acolo ca ajutor de ospătar. Adică nu era ce visam eu, lucrurile au fost mai complicate. Mi-am asumat, adică toți pașii, chiar mi-a plăcut profesia, drept urmare am și rămas în zona asta alimentației publice într-o altfel de formă și am trecut prin toate zonele, de la ospătărie, șef de sală, somelier, manager restaurant, tot ce înseamnă. Adică am toate acreditările, să spun, în zona asta de turism și ospitalitate. Cum s-a schimbat industria ospitalității din vremea în care erai
ajutor de ajutor de ospătar până astăzi când profesez ca somelier și de asemenea ca profesor de vin. Merge spus așa? Da, merge spus așa, da, îmi place. Este într-adevăr o schimbare. Mama a fost în perioada asta de pasaj de după Revoluție și să văd că exact ca și mine, nu știu câți dintre cei care au parcurs această zonă a începutului de ospătărie sau mă rog, și au asumat și profesia, că ei spuneau că sunt doar pasager aici. Iar mi-au aminte cu simpatie prin anii 2000 la un grup de restaurante în București. Eu aveam un eveniment de ținut acolo și tot căutam de unde se iau pahare, de unde, și toți cei care lucrau acolo îmi spuneam, păi eu nu știu, păi zic, dar tu nu lucrezi aici. Eu sunt student, era o studentă la medicină, zic, bă, toți sunteți studenți, dar cine lucrează aici să-mi dea și mie? Cumva a fost o perioadă de neasumare a meseriei, parcă ne-a fost rușine de aia, dar e o meserie foarte frumoasă. Mie niciodată nu mi-a fost rușine să-mi asum povestea asta, e... Și bănoasă, cum ai spus un pic mai devreme, cât să fie bacșișul apropo de noua lege? 10, 15 sau 20%? Eu zic că în zona mediană, acolo la 15%, dar asta depinde de restaurant întotdeauna, pentru că dacă ai un restaurant cu prețuri mai generoase așa, deja 15% se ridică. E da. Mult, da. E complicată. Noi nu n-am oferit în meseria asta o stabilitate, să zic așa, și de aici a fost și migrarea forței de muncă. Și asta am fost în toate domeniile din, să spun, dintr-un restaurant. Și bucătarii au plecat, și ospătarii au plecat, și barmanii. Somelierii n-au plecat că nu îi avem. Adică aici lucrurile sunt clare. Hai să lămurim și asta. Ce înseamnă să fii somelier? Somelier ar fi să disecăm așa din carte, ar trebui să fie persoana aceea care se ocupă într-un restaurant de, hai să spunem, răsfățul lichid, să recomande primul rând vinul în concordanță cu preparatele culinare. Bine, spectrul este mult mai larg, pentru că vorbește și despre băuturile aperitive, vorbește despre băuturile digestive. Pe vremuri, mă rog, avea și serviciul trabucului, sigarului, se prepara. Era o chestie sofisticată. Spune că era un fel de, chiar am avut eu un titlu la un articol și îmi place chestia asta, să o amintesc, că un arhitect al stării de bine. Pentru că, de fapt, asta era, construia așa starea de bine când erai acolo la masă. Pe vremuri și nu cu mult timp în urmă, pe această profesie, această meserie era cumva ermetică, rezervată exclusiv bărbaților. Așa este. Din experiența pe care o ai, cam care este procentajul femeilor care participă la cursul de somelier? Sunt, mă rog, am niște diferențe. Au fost situații în care am avut doamne preponderent la curs, deci am avut un procent destul de mare, am avut și 80% sala dominată de frumusețe. Au fost situații în care, mă rog, a fost invers, am avut așa un 75% bărbați, dar cel mai mult mă bucură că invariabil nu pot să spun că am avut un curs exclusiv masculin și zic eu că este de bine, este o mare deschidere. Oricum, doamnele au un apetit mult mai mare către educația asta, pentru educația vinului, pentru înțelegerea vinului, și să nu uităm că doamnele au și un palat mult mai bun, adică partea asta de analiză senzorială, domnilor, să ne luați pe turnantă, să știți așa, în anumite momente când vine vorba de nas, gust. Mă fascinează de fiecare dată, apropo de discuția pe care o aveam un pic mai devreme, unde sunt somelierii din restaurante, atunci când în filme văd acei gastronomi care merg în restaurante și sub acoperire dau note, n-avem nici așa ceva, nu? Nu, au fost niște, mă rog, un fel de clienți enigmatici care veneau, s-au încercat în timp niște cronici de restaurant și avem câteva celebre recenzii, erau și prin mite ziare ale vremii, dar lucrurile au intrat un cu totul alt făgaș, parcă ne grăbim, parcă nu avem timp să așteptăm, nimeni nu preanalizează și cred că asta e și unul din motivele pentru care noi nu avem restaurantele astea cu ștaif, cu stele Michelin. Dar în marile orașe din România, bucătăria internațională și de asemenea vinul făcut pe alte meleaguri au invadat cumva restaurantele din țara asta. Vinul românesc face față? Face față și face față cu brio, pentru că
El reușește să fuzioneze destul de bine cu orice tip de bucătărie. Noi avem până la urmă un vin în stil european, un vin de lume veche și automat n-are cum să nu se întrepătrundă culturi gastronomice, știu, venite din Franța sau din Italia. Suntem acasă. Până la urmă mă gândeam că vinul vorbește limba latină și uite, dacă luăm așa, avem Moldova, avem România, avem Italia, avem Franța, avem Spania, avem Portugalia și numai în lumea veche, uite cât latinitate și vin într-un fel sau altul este exponent în aceste țări și automat și cultura asta gastronomică pleacă de acolo și face conexiunea între vin și mâncare. Este clar principala ta pasiune, vinul. Ai studiat, ai citit și ai vorbit la un moment dat în Parlamentul European, în fața 120 de europarlamentari, despre vinul românesc. Ar putea fi vinul românesc brand de țară? E, cam asta e dezideratul. Asta ne dorim cu toții. Încă nu s-a, mă rog, să încearcă, sunt niște idei, dar lucrul acesta trebuie să vină și cu un oarecare suport. Noi întotdeauna ne așteptăm ca statul cumva să susțină și eforturile astea private. Încă bâșbâim, trebuie să recunoaștem zona asta. De departe, vinul pentru o țară producătoare de vin ar trebui să fie un prim ambasador al acelei țări. Ce poate să vorbească mai bine decât mâncarea și vinul pe care îl pui în fața oaspetelui? Care este etalonul de măsură? Bun, avem poeți, avem artiști, avem scriitori, dar până la urmă vinul face parte din lumesc, așa este, un mod foarte ușor, foarte simplu de experiență culturală, da, socială, ne așezăm exact. Și povestim la... Exact. Uite, marile întâlniri care sunt acum pe plan mondial, nu pot să te urmăresc, s-a întâlnit chinezul cu rusul, breaking news, știri, dar au spus și ce s-a pus pe masă. Mie mi s-a părut foarte interesant. Când s-a întâlnit chinezul cu francezul, s-a desfăcut o sticlă valoroasă de Romane Conti, adică deja francezul i-a spus să-ți dăm ce este mai de valoare. Uite, sunt niște statement-uri, sunt niște declarații în momentul. Și am făcut comparația asta cu nivel foarte ridicat să înțelegem că vinul este o bază culturală și o bază, dacă vreți, diplomatică. Bun, el are nuanțele astea lui, are cum ezoterice, unii le înțeleg, unii nu, dar vinul până la urmă este un mod de comunicare între oameni. Care este cea mai scumpă sticlă de vin? Până la cât poate să ajungă? Sunt vinuri foarte valoroase și nu neapărat vinuri de colecție. Sunt valoroase prin raritatea lor. De exemplu, australienii au făcut o sticlă de vin foarte sofisticată pe care nu o poți desface de când apelând pe un telefon și să vină somelierul de la cramă cu elicopterul să desfacă sticla aia de vin. Asta apare dintr-un film cu James Bond. Da, ceva de genul. E așa și chiar au ei acolo. E o poveste de marche. Bine, vinul extraordinar, un Cabernet Sauvignon deosebit. Și nu știu, ajunge până la 100.000 de euro? Depășește, da, este în jur, dar nu știu exact, cred că vreo 170.000, 150.000 de pounds. Cât un apartament? Da, lejer, da. Vinuri, știu, marile Pinot Noiruri din Franța duc încă de la plecare. Sunt vinuri care costă 20-30.000 de euro o sticlă, deci sunt și asemenea rarități să le numim. S-a încercat la un moment dat în România, continuă discuția asta despre vin, permisivitatea unui pahar cu vin în legislația românească. Bei un pahar cu vin și apoi te urci la volan, aliniindu-ne astfel cu multe țări europene. Nu s-a reușit, și spun nu s-a reușit personajul colectiv, pentru că nu știu exact cine a pus frână. Dacă ar exista altceva decât toleranță zero la alcool în România, într-o lege, ar fi legea respectată? Știu românii să se oprească la un pahar cu vin, altfel spus? Da, bună întrebare. Până la urmă, consumul vinului face parte și din educația consumatorului, pentru că cred că aici legiuitorul, în înțelepciunea lui, cum se spune, a blocat într-un fel sau altul. Nu știu cât de pregătiți eram, știu, mi-asum ceea ce spun, pare așa ușor răutăcios, dar nu știu cât de bine eram pregătiți să ne oprim la paharul acela de la prânz sau de la cină și să fim responsabil să plecăm cu mașina. Și probabil că în timp lucrurile se vor așeza. Oricum, Estul n-are, și noi și Bulgaria avem toleranță 0-0 la consum față de francezi sau italieni, care au acolo permisivitatea paharului de vin. S-a întâmplat vreodată ca vreun legiuitor, să-l numim generic așa, să ceară sfatul pentru o lege
bine făcută în zona asta a ospitalității? Nu am mers până acolo, dar am avut diferite proiecte privind consumul responsabil, cu, hai să numim, organele noastre de poliție. Mă refeream cumva la interacțiunea cu politicieni, pentru că până la urmă ei sunt cei care în Parlamentul României fabrică legi. Așa de e. Acolo vine legislația. Da, eu, ce să zic, iar o să fiu ușor malițios, deocamdată mi-aș dori să învăț ca la recepțiile care sunt date în Parlament sau când avem invitați să alegem un vin bun, pentru că de cele mai multe ori parcă nu e ceea ce trebuie în pahare acolo. Și tot forma asta de a lua paharul ușor, cum nu să se spun, ține corect, așa, nu? Da, de picior, pentru că de aceea are paharul picior. Până la urmă este o normalitate. Nu dar că altfel de... îl făceau așa ca pe ăsta de apă. Exact, da. Nu vrem să transmitem temperatura corpului, să încălzim vinul. Adică sunt niște reguli, niște norme care vin dintr-un firesc. Și te aștepți ca la un nivel ridicat să vezi lucrurile astea într-un firesc, pentru că te gândești că acolo sunt cei dintre noi, nu? Ce vin ar trebui să existe la o masă festivă? Acum depinde de masă și prin masă festivă putem să ne legăm de petrecerile în familie sau la mesele protocolare, nu? E, bine, în familie nu o să aleg niciodată un vin dramatic, un vin greu, ca o operă de Wagner, de oi care impune, dar în momentul în care am o masă oficială și acolo trebuie să știu ce distanță dau și cu ce vinuri grave, acute vin în poveste. Nu pot să vin cu un vin ușor de băut. Bun, toate vinurile trebuie să fie echilibrate, ușor de băut, dar îmi place să cred că am nevoie de un vin cu o anumită gravitate, să nu-l bei așa ca pe apă și să te veselești repede. N-ai nevoie de un vin. Să nu-l bei de sete. Da, să nu-l bei de sete, exact, foarte bine zis. Și ai totuși, e o uzanță, adică paharul de vin până la urmă trebuie să vină în concordanță cu preparatele culinare. Noi avem acel românesc, păi cum, la o masă ce beau și alb și roze și roșu? Păi la amestec, domne, și mă îmbă. Nu e adevărat, pentru că nu vorbim de cantități. Ai la primul fel de mâncare un vin care deschide masa, ridică aciditatea, poate fi un spumant, da? Face ceea ce pe românești, că toți suntem aici la Adi în atelier și spune, doamne, să-ți plouă în gură, că de fapt de aceea trebuie un vin cu acitate ridicată, să-ți facă pofta de mâncare. Și după te duci către cărnul, către lucrurile ceva mai intense, automat proteina cere proteină și vii cu un vin roșu în ecuație. Fac din nou și eu referire la filmele pe care le văd uneori la televizor. Văd că vine doamna avocat acasă de la serviciu, își pune un disc să asculte muzică și bea un pahar cu vin roșu. E greșit să nu fie asociat cu mâncarea? Nu, este, cu muzica, iată. Este vinul de relaxare. Pe scurt, așa o să amintesc de un articol scris de mine. Nu i-am dat un nume foarte inspirat neapărat. Am spus vinul bate filmul, de la viața bate filmul. Și vorbeam de prezența vinului în diferite producții cinematografice. În Occident sunt vestite și au ridicat mingea la fileu vinului. Avem produsele cu James Bond. Bine, acum săracul în ultimele producții bea, am văzut, bere fără alcool. Dar asta e altă discuție. Era vremea când a făcut șampanii celebre, vinuri celebre. Sunt foarte multe filme, nu avem timp să le amintim acum și aici. Și mi-aduc aminte cu oarecare... regret, dar și cu multă admirație, de aceea este producție Secretul lui Bacchus, făcut la noi, care, admirabil ca și film, dar era un film avertisment împotriva unei fraude făcute de un vestit Ștefănescu și sunt și acum situații în care sunt întrebat pe la diferite evenimente, ce, domnule, dacă cu vinul ăla din pastile, cum e? Și îmi face savant așa puțin cu ochiul. Zic, nu știu, păi n-ați văzut, domnule, și în filmul ăla Secretul lui Bacchus, că acolo erau niște fraude, niște povești. E bine, este și asta o formă de a culturaliza vinul. Apropo, aveam, de exemplu, Humphrey Bogart bea și șampanie în Casa Blanca. La fel, anii 70 au venit cu imaginea americanului tolănit pe sofa care desfăcea o cutie de bere și nu prea era. Dar după a apărut un element foarte important. Când venea în vizită, el cu ea, ea venea cu plăcinta de merișoare și el cu sticla de vin. Și cultural a transmis o poveste despre consumul de vin. Am o curiozitate. De ce se desface șampania cu sabia?
Nu neapărat, este un ritual așa, este o formă, cum să spun, mai spectaculoasă, ne aduce aminte de un obicei, se pare venit de pe vremea lui Napoleon, marelui Napoleon, când husarii din garda imperială, cavaleria imperială, foloseau sabia de cavalerie scurtă și efectiv din goana calului tăiau sticla de șampanie. Probabil era un mod așa de a se dovedi importanții în fața doamnelui Parisului sau nu știm exact, era un mod mai... sau setea era atât de mare încât n-aveau timp să desfacă sticla normal. Se impune să le spunem telespectatorilor câte ceva, nu faceți așa ceva acasă nu, și consumați vin cu moderație. În niciun caz. Care sunt recomandările pe care le fac ospătarii în restaurantele din România? Mai nou, îți indică că ai un QR code pe colțul mesei și te descurci tu singur cu telefonul inteligent. Mă rog, am fost așa răutăcioși de data aceasta. Depinde de nivelul restaurantului. Dar mai sunt situații în care îți spun, nu, vin... alb. Da, avem un vin alb, avem un vin roșu, da, și să cam termină povestea așa, nu e, încă e mult de lucru în zona aceasta, dar, repet, ne place să ne luăm exemple din extreme, cu certitudine există alb și negru, bun și rău. Dar uităm de marea masă, mijlocul ăsta, care până la urmă face lucrurile să funcționeze. Totuși, dacă compar cum erau acum 5 ani, acum 10 ani, s-au făcut niște pași. Poate nu atât de mulți cât trebuiau, nu atât de bine, dar totuși progresul a existat așa, ușor, ușor s-au întâmplat lucruri. Pare dificilă ca meserie pentru că nu te oprești niciodată din învățat. Asta așa este, da, totdeauna trebuie să adaugi, există și o zonă a competiției, concursurile internaționale de somelieri. Eu n-am participat la aceste concursuri, acum o să mă dau mare, pentru că întotdeauna eram în juriu. Bine, am plecat cu zorii, vorbesc aici la noi, dar sunt niște reputate concursuri internaționale. Prilej de călătorie. Da, e foarte bun, da, și eu am fost în sările unde s-au întâmplat acest și este fabulos acolo să-i vezi cu ce bucurie își reprezintă țara, cu ce bucurie prezintă vinurile și cât de fabuloasă e povestea asta vinului. Eu încerc prin ceea ce fac astăzi, partea asta educativă, prin școala pe care o am, să ridic cât pot nivelul ăsta de educație, până la urmă de înțelegere. Atât pentru consumator, cât și pentru profesionistul care face serviciile în domeniu. Am vorbit un pic mai devreme despre cea mai scumpă sticlă cu vin de pe planetă și am uitat să întreb dacă prețul unei sticle cu vin indică automat și calitatea. Mod firesc, nu poți să ai un vin scump neavând și o calitate în sticlă. Și o să dau răspunsul aducându-mi aminte de o întâlnire cu o doamnă, o franțuzoaică, reprezenta o casă prestigioasă de vinuri, venise în România, era un fel de licitație a vinurilor acelei case și ea la un moment dat mă cheamă, zice, Sergi, vinul să degustăm rezerva, am desfăcut rezerva, era minunat, am mirosit-o, ne-am bucurat de fiecare bucățică de aromă de acolo de naș și... Bineînțeles, vine firească întrebare și zic, da, cât costă? Ia repet, franțuzoaică 100%, chiar avea așa ușor minion în nasul cârmi, tunsoare Mirel Mathieu, parcă cine mai știe cine era Mirel Mathieu. Da. Și la un moment dat îmi spune, zice, și un vin scump, zice, este 150 de euro. Eu zic, nu e chiar atât de scump vinul. Și a mea zis, să fim serios, zice, totuși, zice, un vin care depășește 100 de euro are toate costurile incluse, zice, inclusiv biletul meu de avion, că am venit aici la București. Na, sunt vinuri foarte valoroase, că te și întreb, dom'le, dar și în sticla aia de costă 10.000 de euro sau e atât de bun încât, cum să spun eu, te ridic acolo la îngeri? Da, vinul este bun, dar totuși este un vin, e un aliment, nu e extaz în fața unei partituri muzicale, în fața unei opere de artă. Poți să te entuziasmezi, bineînțeles, și în fața unui pahar bun de vinuri, dar bineînțeles că vine întrebarea asta cu prețul. E bine, prețul e dat de tot ce înseamnă tradiție și anii de efort din spatele viței de vie care fac vinurile astea mari. Plus marketing. Plus mult marketing, da. Cum arată o cină la tine acasă? Câteodată, de ce spun câteodată, că nu stăm așa să fim foarte pompoși în
în aranjarea cinei, chiar o, hai să nu zic o supăr, dar cel puțin mă pun întrebări de genul ăsta. Maria, zice, ce ai pregătit? Zice, oh, vai, zice, domnul a venit la restaurant, zice, să știu și eu ce sticlă de vin desfac. Îmi place inclusiv acasă să mă bucur de un vin, dar în concordanță cu ceea ce este în farfurie. E, cumva am încercat să și însuflu povestea asta elevilor mei, dar în general să înțelegem vinul, nu că este un vin, știi, pe ăsta e de băut, pe ăsta îl faci priț, pe ăsta e un vin pentru doamne, un vin pentru domn, să facem departajări de genul ăsta. Vinul, în primul rând, trebuie să-ți creeze bucuria asta gastronomică și după să devină, știu eu, filozofal, dacă vrei sau nu. Și acasă, masa în familie, până la urmă e o masă în familie, o masă firească și așa trebuie să fie. Știe și Maria, soția ta, aproape totul despre vin? Știe, aproape totul. De exemplu, când sunt, mai am probe de degustat, să scriu diferite povești despre ele și atunci apelez la ea să-mi dea primele indicii de nas. E de departe. Doamnele au un nas mult mai bine pregătit decât noi. Se poate asigura nasul? Așa cum îți asiguri picioarele, brațele? Se pare că da. Întrebarea asta am pus-o și eu în glumă înainte de pandemie. Dar și, ai făcut COVID și ți-ai pierdut, da, și mi-am practic pierdut obiectul muncii. Da, obiectul. Și după stai și mă gândeam, uite ce glumeam eu, că asta în 2019, a venit 2020, a dispărut olfacția și eram pierdut. Am apelat la amici, la oreliști, să văd ce și cum. Slavă Domnului, a fost o perioadă scurtă și nasul a revenit. Dar este, se pare o formă care poate asigura și anumite componente umane, nu? Fotbaliștii, cum spuneai, și asigură gambele, până la urmă fac parte din obiectul muncilor. Mă gândesc că și un somelier ar trebui să aibă nasul asigur. Deci în momentul ăsta nu se poate face această asigurare? Mai investigăm, poate le dăm idei, așa, și ne ascultă, sigur ne ascultă cineva și o să vină cu o ofertă bună. Pe soția ta ai cucerit-o la un pahar cu vin? Nu mi-au caminte dacă era neapărat un pahar cu vin. A existat la un moment dat și un pahar cu vin. Am alte amintiri. Știi, când prezint anumite vinuri, mi-aduc aminte de vinuri albe, mi-aduc aminte de mirosul unor flori. Și se numesc florile alea, nu mai știu exact, eu le spun mâna Maicii Domnului, o floare galbenă foarte... un puternic miros. Da, da, miros așa. Și eu mi-au aminte de mirosul acesta floral, pentru că era o zonă unde noi ne despărțeam. Ea pleca acasă la eu, la mine, și era locul unde ne îmbrățișam și ne luam la revedere. E, vezi, în memoria mea a rămas mirosul ăla de flori, așa ușor. Pentru că era o legătură, era legătura sentimentală, dar bineînțeles cu un ambient ăla foarte... Era efectiv un colț de stradă, un gar care avea floricelele astea pe el. Mi-a răscolit așa amintirile. Cu asta mă ocup în această emisiune. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, vorbim în această seară la cină cu un somelier și unul foarte bun, foarte cunoscut, am spus în debutul emisiunii, cu multe premii, recunoașteri din industria ospitalității, din România și nu numai. Sergiu Nedelea este cu noi la cină. Ce te emoționează foarte tare? Da, e o întrebare pe cât de simplă, pe atât de complicată, dar răspunsul duc tot în zona vinurilor. Mă impresionează un vin bun întotdeauna. Dacă reușește să-mi atragă atenția, să răzbată din el ceva acolo, un chelcâșoz, sigur mă emoționează. Ce vin îți mai atrage atenția astăzi, după multe sticle?
cu vin degustat. Doamne, sunt multe vinuri și vinul e irreversibil, adică să spui o etichetă preferată, dar te gândești că anul viitor eticheta aia va fi diferită de, mă rog, vinul din sticla respectivă va fi diferit de ceea ce ai băut înainte, pentru că anul a fost diferit, oamenii de ce nu au mai îmbătrânit cu un an, experiența enologului este mai mare cu un an și toate lucrurile astea puse așa într-un pachet, n-au cum să nu te emoționeze. Pentru că nu gândesc doar vinul ca pe un produs de gust, îl beau și doar atât. Mă gândesc la toată această, hai să zic așa, teleportare și în viitor. Vinul e un produs de viitor, se dezvolte poate peste câțiva ani, dar și în trecutul lui. Cine l-a făcut? Cum l-a făcut? Cum erau oamenii? Ce s-a întâmplat în acel? Sunt vinuri vechi, te gândești oare câți mai trăiesc dintre ei sau nu? Cum vinul a fost spune povestea? Da, da. Și toate astea n-au cum să nu-ți creeze acolo puțină emoție. E adevărată acea chestiune că vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun? Nu neapărat și mi-au ca aminte, nu chiar motamot, de cuvintele Papei Paul, care spunea că vinurile sunt ca oamenii pe măsură ce îmbătrânesc, devin, mă rog, oamenii mai înțelepți și domnia sa amintea la un moment dat că zice, da, să nu uităm că nu toate vinurile vechi sunt bune și nici oameni, adică nu-i chiar așa. Care este cea mai mare realizare din viața ta? Da, n-am făcut un bilanț așa să pun... Să-l facem împreună acum. Da, să facem împreună așa. Nu neapărat cea mai mare, dar am o satisfacție prin ceea ce fac astăzi. Mica mea școală, mica mea formă de învățământ pe care o am acolo, cu, mă rog, autorizată, cu certificări cu asta, dar este o zonă în care eu m-am regăsit și o consider o realizare. Există și un regret major în viața ta? A trebuit să renunți la ceva pentru a ajunge până aici astăzi? Nu. Niciun regret? Nu. Iar nu, eu am mers, cum să zic eu, viața mea a fost oarecum, bine, ca a tuturor, zic eu, cu bune, rele, au venit, au plecat, dar am mers oarecum instinctual. Nu neapărat mă duc în zona asta, dar mi-a plăcut cum a caracterizat un jurnalist aflând că sunt în zodia peștelui și peștilor și el a spus, zice, deși născut în zodia peștelui, Sergiu Nedelea, zice, mai degrabă a notat în vin decât în apă. Deci probabil a fost așa o cale ca apa, unduitoare. Dacă nu ai fi fost somelier, ce altă meserie crezi că ai fi putut practica? Un răspuns greu de dat, dar sunt convins că orice altă meserie mi-aș fi făcut-o cu oarecare conștiinciozitate. Adică am trecut prin mai mulți pași așa în timp în viață, dar tot ce am făcut îmi place mie să cred că am făcut bine. Sunt genul de om care dacă nu se regăsește într-o zonă, nu mă atrage și atunci e clar că nu mă duc în direcția. Dacă fac ceva, fac bine. Dar poate dacă ți-ar fi ieșit în adolescență acel plan să mergi la marină? Da. Probabil, iată, asta ar fi unul din regretele, da. Erau niște vise atunci, pentru că dacă întrebai orice copii, era de fapt dorința de a pleca, de a călători afară și era bun marinar, șofer de tir, adică astea erau niște meserii de-astea. De, orice îți dădea posibilitatea da, să călătorești? Da, o căuie și asta. De exemplu. Da, și da, eu da, mi-am da. Dorit la un moment dat să fiu un însoțitor de bord, gândindu-mă că dacă mă urc în acel avion, nu doar lucrez, mă duc și văd lumea asta mare. Da. Sigur că nu este chiar așa. Da. Unde îți găsești refugiul atunci când ai nevoie de el? Într-un pahar cu vin bun și, de ce nu, și un sigar de calitate. Cine ți lipsește astăzi? De cine ți este foarte dor? O să sune bizar. Pisica mea, care a dispărut acum câțiva ani. Amintirile din copilărie cele mai pregnante sunt legate de? De cărți. Era o perioadă în care mă certam cu sora mea pe cărți. Ea, mă rog, și-a dus pasiunea asta departe, a terminat
mă rog, profesoară de română, franceză, deci a mers pe zona aceasta. Cumva ai preluat-o și tu, scrii cărți. E, da, e pretențios zis așa, dar cărțile erau, pare foarte ciudat cumva pentru tinerii de astăzi, dar stăteai la coadă la bibliotecă să nu prinzi nu știu ce carte și când veneam cu ea acasă o citeam pe rând așa să savurăm fiecare bucățică din aventura acelei cărți. Și este ultima întrebare, ce te-ar face mai fericit decât ești astăzi? Cred că fericirea e dată de cunoaștere. În ultima perioadă îmi place foarte mult să călătoresc, dar călătorii care sunt legate și de ceea ce fac, de zi cu zi. Cred că dacă aș reuși să merg să vizitez mai multe podgorii, mai multe crame, mai multe țări, bineînțeles, care sunt producătoare de vin, ar însemna acolo o picătură în plus în fericirea mea. Este vreo zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu vorbești despre vin? Cred că nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, pentru toate cele pe care le-ai prezentat în fața telespectatorilor Digi24. Am mai învățat și noi câte ceva. Mulțumesc de invitație și să ne bucurăm de vin. Așa să fie. Sante! Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în acest weekend. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, sâmbătă seara. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!